Aici veli cu România București, ora exactă. Am un anunț important pentru toți cetățenii care vrea să facă ceva și nu e lăsați de statul paralel și de alți bagabonți. Între 2 și 8 martie, DICOT funcționează decât 4 ore pe zi. Rămâne 20 de ore pentru noi, cum ar veni. Protestul ăsta al magistranților, procuratorilor, judecătorilor, ce ori mai fie pe acolo, are și anumite părți pozitive, ca să nu zic bune. E singurile părți bune la justiția asta șmecheră. Care eu de când zic că e discriminare la justiția română? Cât săraci ați văzut la televizor că e luați de DNA și de ICOT? Spuneți voi, în atâția ani n-a făcut și ei un departament acolo cu intrare specială măcar unde să scrie DNA-ul săracilor cum e asprina săracului. Să stea și acolo televiziune și ziariști la poartă. Un căcat. E DNA decât pentru bogați și miliardari. Și justiție decât pentru barosani. Și acum tot e non-mulțumiți și stă pe să protesteze la ou gâlul Tudorel. Bă, dar nu vă e rușine? Luați o grămadă de lovele, că v-a tomărit ăștia salariile și mai face și gălăgie. Alo, magistrații, stați jos că e bine așa nu vine, timpul trece, pensia mai mare decât biserica și ăștia nu iese la pensie la 80 de ani, iese la 40, când alții abia a apucă de muncă la salariu minim la 40. Așa că mai lăsați-mă cu vrăjelile astea, cu nemulțumiri și puneți mâna să vă vedeți de treaba voastră. Oricum, prindeți de cât hoți care vreți voi. Și nu aia care chiar merită. Uite, l-am pe vecinul Sandu, instalator fură de sparge. Mi-a luat mașina de spălat din casă. Când l-am chemat la mine să -mi repare para de la duș. Și nu face purnaie. Să în civilie, bine mersi. Cine știe la cât o mai fi furat mașină de spălat, muncește, plătește întreținere, taxe, pare un cetățean onest. E incorrect. Magistrații ăștia supărați să vină să lucreze o zi în locul meu la farmacie. Să vadă cum spatem noi zilnic oamenii din mormânt. Cum veghem noi la ei să aibă cine să voteze la următoarele alegeri? Ce vă spun eu? Dacă n-am fi noi farmaciștii, n-ar mai avea cine să voteze în țara asta. Că bătrânie e baza și motorul la democrația românească. Că tinerii ziua de vot pleacă la mare. Și mă duc eu în fața la parcheturile astea și tribunalele astea și o să arunc pe ele cu sirop de tuse expirat, care nouă ni le dă gratis când expiră. Deci am material de protecție și de făcut panoramă gârlă. Și încă ceva că vă că n-ați înțeles. Bă, țara asta nu de judecători și de procurori de nevoie. Are nevoie de paznici, de stoi, nici ca mine, care poate să fie până cumul de funcții și judecători și procurori, chiar și prin premier. Asta e nevoie ca să nu se mai fure. În patru ani de când vechez la farmacia și Atena, n-a dispărut nicio folie de albocalmin. Bă, una măcar. Deci treaba se face dacă se vrea Lăsați vrăjeala Hai că trebuie să intru în tură, vă las Salut la toți prietenii Și hai sictir la toți dușmanii în frunte cu tetelul Salut la toți și ne vedem data viitoare Cu drag Velicu